Eu mi-aduc aminte și de una dintre trecutele lansări, la Tsunami. Nu exista încă spațiul ăsta minunat în care ne întâlnim de foarte multe ori, inclusiv în după amiaza de astăzi mai avem o lansare. Și cred că e un lucru foarte bun că Dan a ales să vină și la Brașov cu această, cu cea mai recentă carte sa, care este o carte ce poate fi privită din mai multe puncte de vedere. În primul rând, e suficient să o vedem și să ne dăm seama că are atributele sau are și atributele unei cărți obiect. Adică este o carte care are și o realizare artistică pe lângă realizarea poetică și chiar o realizare din punctul de vedere al prezentării. Cartea e rezultatul unei colaborări vechi a lui Dan Mircea Cipariu cu Mihai Zgondoiu, care îl secondează într-un anume sens la mai multe apariții ale sale și nu numai la aparițiile editoriale. Deci, pe de o parte, avem această idee sau această prezență a acestei cărți ca o carte obiect. Pe de altă parte, aș lega ideea de carte obiect de chiar de titlul volumului, nu? Singurătatea vine pe Facebook. Acum, eu aș vrea să fac o mică istorie legată de Dan Mircea Cipariu, în sensul în care, probabil că unii dintre noi își amintesc că, cu bune ani în urmă, el avea o rubrică în Adevărul, în care, de fapt, scria despre noile relația dintre literatură și noile medii.